pe jucători, pe antrenori și pe toată lumea că este ultimul meci la care va asista din postura de președinte al clubului. În același timp, un moral care a avut de suferit evident și după eliminarea din Cupa României, tot în fața lui Uclu și tot cu un gol primit în prelungiri. De partea cealaltă, UTA stă ceva mai bine și la capitolul moral, la efectiv am sesizat o singură absență importantă, Cristi Mihai, care a suferit o accidentare. Cazonul evident arată absolut impecabil, o suprafață de joc nouă. Să vedem cât de mult va ține, pentru că până acum chiar nu sunt probleme. Căpușa avansează în ultima treime, ajutat în spate de Vulturar. Deocamdată se apără destul de compact Hermannstadt. João Pedro din prima pentru Fabri, reușește să treacă de Găman, prelungește până la Omondi, vine șutul din acea zonă, este însă pe direcția lui Cătălin Căbuz. Iani Stoica pentru Minnesota, încearcă o minge lungă pentru pătrunderea lui Balaure, respinge de acolo Trif. Da, și Diogo Rodriguez, am putea spune că este o absență importantă, lăsat însă pe banca de rezerve fundașul stânga al Arădenilor, așadar nu sunt probleme medicale pentru fundașul portughez. Marius Măldărășanu în imagine și el după partida cu Cluj a dat o declarație cam ciudată, care avea nevoie de vreo 6 luni de odihnă. Semn că lucrurile nu stau chiar bine acolo la Sibiu. E clar, după o calificare în play-off, dar fără o calificare sportivă în play-off, dar apoi echipa depunctată. Anul acesta eliminată, spuneam, dramatic din cupă, s-au adunat toate și acolo. Să nu uităm, Hermannstadt este în continuare într-un proces de insolvență pe tot parcursul acestui an și cred că și până la jumătatea anului viitor, dacă nu mă înșel. Pasa pentru Iancu, respinge Conte, apoi prelungește Benga. João Pedro trece elegant, combină cu Fabri, intervenția lui Minnesota și apoi a lui Bejan, însă progresează chiar și așa atacul Arădenilor. Conte a marcat golul de 3 puncte cu FC Botoșani. Lucasen lasă în spate pentru Fabri, poziție de șut, incomodat de Murgia, care l-a simțit că își pregătește execuția spre poarta adversă. Prima fază fixă a acestei partide. Are câțiva executanți buni de lovituri libere. Mircea Redic, probabil Fabri este principalul favorit. Da, și se deschid acum și sectoarele de la tribuna întâi, deci copiii continuă să vină. Cred că se va depăși și numărul de 6.000. Este acolo și Omondi, teoretic al doilea executant de lovituri libere. Fabri este jucător de picior stâng și el este cel care execută destul de bine mingea, cred că a trecut foarte aproape.
în confruntările din sezonul regulat, cele două echipe și-au luat punctele acasă. UTA s-a impus în decembrie, în ultima confruntare dintre cele două s-a impus cu 2-0. Lucasen și Mikovski marcau atunci cele două goluri destul de târziu, după minutul 79. În schimb, la Sibiu, UTA a pierdut în iulie, a fost 2-1 pentru echipa lui Marius Moldereșanu. Asta după ce a deschis scorul UTA prin Cătălin Carp. Iată imagini din tribune cu copiii care continuă să vină la această partidă și din ceea ce am văzut, spuneam, sunt încă, și, încă mai sunt și la intrarea de la stadion. O mobilizare extraordinară, nemai văzută, la un meci al unei echipe de club din campionatul nostru. Absolut fantastic. Acesta este adevăratul patrimoniu al oricărui club, indiferent de câte trofee are în vitrină. Avansează Trif, este însă până la urmă deposedat de Butean. Tot el degajează până în zona lui Paraschiv, respinge de acolo Conte. Spuneam așadar, cele două echipe și-au câștigat punctele acasă în sezonul regulat, destul de echilibrate și confruntările din stagiunea precedentă. Hermannstadt a reușit să câștige la Arad cu 2-1, un 0-0 la Arad și UTA s-a impus cu 1-0 în acel meci din toamna lui 2022, acea victorie a lui Hermannstadt cu 2-1. A fost o dublă a lui Baba Al-Hassan, golul victoriei venit de asemenea în ultimele minute de joc. Deci de-a lungul timpului Hermannstadt a și beneficiat de anumite rezultate în urma golurilor marcate în prelungiri, dar sigur e dureros pentru sibieni, spuneam, să fie eliminat și de același adversar, să fie eliminat din cupă și la 3-4 zile să fie egalat în ultimul minut și cu un super gol. Omondi, frumos, a căpătat foarte multă încredere Omondi și în același timp beneficiază de încrederea lui Mircea Rednic. Ia să vedem șutul, peste poartă. Este deja a treia încercare a rădenilor, iată, în doar 8 minute. Spuneam, un rezultat de egalitate le-ar avanteja mai degrabă pe echipele situate în acest moment pe poziția a doua și a treia în clasament, Oțelul respectiv Universitatea Cluj, echipe care se vor întâlni și într-o semifinală de cupă. Da, faultul lui Raul Opruț, agresiv în duelul cu Mikovski. Forma sibienilor în deplasare a lăsat destul de mult de dorit. Echipa lui Marius Moldereșanu vine după 4 înfrângeri la rând în care nici măcar nu a reușit să înscrie vreodată. În contrast cu ceea ce reușește pe teren propriu, unde echipa sa n-a mai fost învinsă din prima etapă. Minge între cei doi fundași centrali de la UTA, urmărea acolo Murgia. Trif, combinație cu Omondi, pasa însă prea puternică, pot profita cei de la Sibiu. Minosota, joc rapid de pase, dar care îl încurcă puțin pe Murgia. Continuarea lui Ianis Stoica. Încă o dată Murgia pentru Raul Opruț și acum iese Căpuș. Foarte sus apărarea Sibiului, recuperare. Minosota,
pentru Butan. Bejan. Opruț pentru Ianiț Stoica. Silviu Balaure, centrare deviată, dar care mai degrabă l-ajută. De Danilo Cucer, care reține cu siguranță. Lucasen, destul de izolat însă. Vorbeam de deplasările Sibiului, de la un 1-1 cu Farul în, la Constanța în noiembrie anul trecut. Sibiul are un singur punct obținut în 8 deplasări. Buta, în schimb, o evoluție de altfel asemănătoare cu cea lui Hermannstadt pe teren propriu. Buta are 4 victorii consecutive pe această arenă, practic de când s-a mutat sau a revenit, mai bine spus, aici. A câștigat de fiecare dată. Ia să vedem acest atac promițător. Fabri însă face puțin mingea în lateral, așteaptă și coechipierii din linia mediană. Omondi pentru Căpușă, din prima pentru Mikovski. Poziție în afara jocului pentru Claudiu Mikovski. Și un val de bucurie așa din tribune, un val de voci. Din acești 6.000 de copii, dacă măcar 100 devin fani adevărați ai echipei, deși cred că numărul va fi mai mare, pentru că vor tot veni, spuneam, în acest play-out, dacă măcar 100 rămân fani, deja UTA a investit în viitor. Și într-un patrimoniu, spuneam, pe care poate foarte multe cluburi îl ignoră, îl tolerează. Și văd în suporteri doar o vacă de mulți, doar surse de venit din abonamente, din bilete și atât. Aici la Arad însă, cum de altfel există și în general cam în toate orașele de provincie care au echipe de tradiție și cât de cât o bază de fani, relația între suporteri și club este deosebită. Suporterii chiar simt că fac parte din club într-un fel sau altul. Bine, asta nu e în fiecare caz neapărat ceva bun, pentru că unii suporteri și depășesc statutul de suporteri și încep să devină și antrenori și finanțatori și așa mai departe. Și bătăuși, foarte mulți dintre ei, cum a fost și cazul la UTA, cum a fost și cazul la Dinamo, dar asta e. Minutul 15. Căpușă primită în centru pentru Omondi. Mikovski pasă bună în interior pentru Fabri și continuarea cu Mikovski. Nu reușește însă Mikovski să-l depășească pe Florin Bejan. Intervenție foarte sigură a lui Florin Bejan. Remarcam și cu alte ocazii acest calm al fundașilor lui Hermannstadt. Fie că a fost vorba de Ionu Stoica sau de Bejan sau de Găman. Sunt puține echipe care au fundași care rezolvă fazele cu sânge rece, așa cum o fac cei de la Hermannstadt.
O echipă bine închegată și să nu uităm, făcute pe resurse totuși destul de limitate. În multe cazuri Hermannstadt chiar și-a depășit cu mult condiția. Vă aduceți aminte și în stagiunea precedentă, vreo jumătate de sezon Hermannstadt a stat acolo între primele 3-4 clasate, ba chiar în începutul de sezon a stat pe primul loc, un sezon în care, repet, sportiv ar fi trebuit să fie în play-off. Repune de la margine Căpușă. Iese bine Murgia, reușește să-l depășească pe Lucasen. Aici, dacă a atins mingea Lucasen, nu cred că e fault, dar cred că n-a atins. Sau i-a luat mai întâi piciorul adversarului său. Dar revedem faza. Prima lovitură liberă și pentru Hermannstadt. Butan lăsat să bată, interesant, interesantă opțiune. E adevărat că și distanța e destul de mare, Butan dă bine de la distanță. Va încerca și el poarta cu siguranță, trimite în zid, mingea este deviată, ricoșează în zona lui Iancu, centrarea lui Iancu, încă o dată se lovește rău acolo Iancu, dar nu știu dacă e penalti. Bogdan Dumitrache dă penalti, dar nu cred că e. Iancu a căzut peste adversar, nu cred că e penalti, nu cred că l-a faultat cineva, cel puțin din ceea ce am putut să văd în timpul fazei. Nu vreau să mă pronunț dinainte, dar mai degrabă mi se pare că Iancu a căzut peste umărul adversarului. Iată. Nu e stat niciodată fault. Lucasen era cu spatele. Nu poți să dai penalti la așa ceva. Iancu dă cu capul în minge, apoi se ciocnește de Lucasen. Lucasen, care deja era cu spatele, deja se uita în altă parte. Eu cred că Horațiu Feșnic va întoarce faza. Și din ce am văzut pe fază, și din ce am văzut din aceste relori, mie mi se pare penalt. Dar contează ce consideră cei doi arbitri. Încă o dată fază. Iată, Lucasen nici măcar nu sare, nici măcar nu lovește, se întoarce. Deci în momentul în care Iancu se lovește de Lucasen, Lucasen e cu spatele. Niciodată nu se dă faul așa ceva, indiferent în ce zona terenului. Ok, am văzut că Iancu s-a lovit, dar nu a fost lovit, e o diferență. Și nici măcar nu se intervine de la VAR. Sau poate că s-a intervenit, dar domnul Dumitrache e foarte sigur pe el. Da, în fine. Sibiul aproape se deschide scorul, ia să vedem, în minutul 19, probabil se va trece în minutul 20. Se pregătește să execute Paraschiv, ar putea să fie un gol foarte important și pentru moralul lui. Un atacant care nu înscrie cu o frecvență cât de cât satisfăcătoare poate intra într-o perioadă așa de frustrare. Execută așadar Paraschiv și înscrie 1-0 pentru Hermannstadt din minutul 20. După un penalti acordat totuși ușor de Bogdan Dumitrache. Încă o dată, fază. A, spuneți-mi, mie mi se pare că Iancu se duce în Lucasen mai mult. Ce să facă Lucasen acolo? De sărit n-a sărit, de ferit s-a ferit, adică nu poți vorbi nici de imprudență, de nimic.
Paraschiv înscrie așadar golul care ar putea să o readucă pe Hermannstadt pe prima poziție din acest play-out. Lucasen din prima pentru Omondi, deposedat de Butean. Balaure, Murgia, iese frumos Sibiul. Răzvan Trif, deposedat de Paraschiv. Răzvan Trif, fotbalist care a fost foarte mult timp în lotul lui Gazmetan, a jucat două sezoane și la Mioveni și de asemenea două sezoane și la Ucluj, însă n-a fost folosit în niciun meci, nici din campionat, nici din cupă. Este la a cincea sa partidă, în schimb, la UTA, dar asta și pentru că Mircea Rednic a tot avut probleme cu acel post de fundaș stânga, mai ales după plecarea lui Ali Abei de la CFR. În lumea You and Unibet, jucătorii au cele mai tari tool-uri. Pentru mai multă distracție împreună, fiecare cu cel mai bun joc al său. Unibet, de la jucătorii pentru jucători. Minutul 23 al partidei de la Arad, 0-1, a marcat din lovitură de pedeapsă Daniel Paraschiv. În acest moment, spuneam, la acest scor Sibiu ar trece pe prima poziție în play-out, la egalitate cu UTA, dar cu meciurile directe mai bune. Urmărește Raul Opruț, se pregătește de centrare, puțin cam scurtă, respinge Trif fără să fie incomodat, apoi Murgia din prima, n-a fost rea execuția. Interesant, Murgia mi se pare că are un rol ceva mai ofensiv în această confruntare. A obținut o lovitură liberă, apare între atacanți, îl lasă pe Minosota ceva mai în spate Marius Măldărășanu. Joacă un fel de romb la mijloc, cu Murgia avansat și cu Minosota mai retras între cei doi fundași centrale aproape. Iancu, Stoica, ce pasă riscantă și ce s-a întâmplat aici? Jocul este întrerupt, cred că a fost atins apoi Iani Stoica. Butean a alunecat și el scăpa Omondi singur. Iată-l și pe Dani Coman în centrul imaginii, spuneam, a anunțat, dar nu e fault. Nu mi se pare, sau poate în genunchi a fost lovit Iani Stoica inițial, adică la călcâi n-a fost atins. Stoica, deposedat de Căpușă, recuperează Opruț, ce pasă bună și continuare apoi pentru Paraschiv. Paraschiv întoarce până la Murgia, pasa pentru pătrunderea lui Minosota, care ajunge însă puțin cam târziu. Pasă însă frumoasă de atac a Sibiului și foarte susținută de la mijlocul terenului. La 3 la șuturi la poartă.
Murgia. Minosota, Balaure, iese din nou Murgia, foarte bine, insistă apoi Gabi Iancu, iese bine Benga din defensivă, prelungirea lui Omondi. Da, îmi place ritmul acestei partide pentru că ambele echipe pasează repede, nu stau foarte mult pe gânduri. Opruț. Iancu din prima, frumos, deschide pentru Iani Stoica. A ajuns de căpușă, Stoica totuși caută poarta. Execuție relativ bună. Ianis Stoica, de departe cel mai bun sezon al său și protagonistul unui transfer cam controversat. A plecat de la Ucluj să se transfere în Israel, dar de fapt a ajuns până la urmă la Hermannstadt. Dar la până una alta rămân cifrele impresionante totuși pentru un jucător, repet, de regulă sub 21 de ani, 9 goluri marcate. A mai avut într-un sezon 7 la FCSB, dar la alt nivel. Mikovski, 4 contra 5. Mikovski pentru Omondi. Omondi, verticalizare, Fabri cade. Nu e nimic. Nu e nimic, Bogdan Dumitrac e foarte aproape de fază. Păi Fabri a căzut când a văzut ce penalti a dat Bogdan Dumitrac pentru Hermannstadt, a încercat și el. Să vedem dacă intervine varul. Ia să vedem și noi reluarea, nu? În primul rând nu cred că e penalt. În primul rând cred că e fault. Dar nu mi se pare că e careu. Iată. E pe linie, dar mi se pare că îl trage. Puțin e adevărat. În fotbalul mare nu se dă la așa ceva, dar la ce se dă la noi? Cred că Murgia totuși a luat brațul de pe adversar în momentul în care a văzut că a pătruns în care. Și cred că de aceea n-a intervenit varul. Încerc să găsesc și eu circumstanțe atenuante. Lucasen din prima pentru Fabri. Vine Minosota. Asta este fault. Păi, dacă ăsta e... Uitați-vă. Dacă ăsta e cel de mai devreme, de ce n-ar fi? Sau, în fine, mie mi se pare mai fault celălalt decât ăsta. În fine, voi încerca să mă concentrez cât mai puțin pe arbitraj, să nu creadă lumea că țin cu cineva în meciul ăsta sau că îmi dau cu părerea mai mult decât e cazul, dar nu pot nici să nu observ evident, indiferent de ce echipă e indicat. O scurtă glumă între Mircea Rednic și Raul Opruț. Mai au timp să mai povestească puțin acolo la bancă, în timp ce Vulturar are nevoie de îngrijiri medicale. Ai, ce rău s-a lovit aici. Ce rău s-a lovit aici. Îl atinge Murgia după ce dă în minge. Cred că lovește în gleznă. E doar o lovitură, nu e nimic grav. În timp ce Raul Opruț are el de povestit ceva acolo la banca UTEI. Se mai duce puțin Mircea Rednic la el să-l calmeze. A, dar cineva nu glumește cu el acolo. Eu am crezut că e o discuție amicală, dar... oricum, Sibiul are cam vreo 3 membri din staff suspendați și amendați greu după scandalul de la finalul partidei cu Cluj. Lipsește un antrenor secund, lipsește
antrenorul de portari. Cam goală banca Sibiului, la UTA sunt mai mulți. Încă. Iancu protejează. Mingea ajunge la Paraschiv, s-a ridicat în timp util Iancu, poziție de șut. Va fi corner. Balaure centrează la bara a doua mai mult, urmărește Opruț, dar mingea a depășit spațiul de joc. Dejan. Lung de linie în zona lui Iancu, respinge Conte, recuperează Iani Stoica, se deschide un culoar acum pentru pătrunderea lui Paraschiv. Continuarea cu Balaure, vine imediat și Iani Stoica la colțul lung, așteaptă Iancu, atac susținut foarte bine al sibienilor, șutul lui Balaure. Riscă foarte mult Sibiul în acest moment, aduce foarte mulți jucători, să vedem și șutul lui Iani Stoica, dezamăgitor de această dată cu piciorul stâng. Dar Sibiu arată că dacă își dorește foarte mult să joace pe atac, să-și pună adversarul sub presiune, poate acest lucru, mai ales în condițiile în care UTA nu își permite să rămână doar în defensivă. În lumea You and Unibet, jucătorii au cele mai tari tooluri. Pentru mai multă distracție împreună, fiecare cu cel mai bun joc al său. Unibet, de la jucători pentru jucători. Minutul 33, probleme și pentru Bejan după acel duel cu Lucasen. Benga pentru Conte. Fabri face foarte bine legătura mereu între linia mediană și linia ofensivă. Ultra pentru Conte. Benga. Minge lungă, direct spre Lucasen, lasă înapoi până la Fabri. Intervenția lui Balaure. Fault în atac. Fault în atac de aici Bogdan Dumitrache. Lucasen este exasperat. Nu știu, Fabri avea mingea. În fine. Asta e o fază mai puțin importantă. Butean.
João Pedro. Venga, Vulturar, Trif, Nicovi din prima, Fabri pierde în fața lui Paraschiv. Vine însă foarte târziu și variantele de contraatac pentru Hermannstadt. Sărișu apărătoare. Nu e ușor lui Bejan în duelurile cu Lucasen. Bine, nici lui Lucasen nu e loc ușor cu Bejan. O să fie probabil cel mai tare duel 1-1 de astăzi. Căbuz. Foarte precisă această continuare cu Butean. Balaure trece și cu puțin noroc de Vulturar. Minosota. Pleacă bine Opruț. Iani Stoica însă se cam autoizolează aici. Dar rămâne în posesia mingii. Minosota. Combinație frumoasă, din nou rapidă, Balaure. Neotărât, cred că inițial a fost să tragă la poartă, centrare pe jos a lui Opruț. Sibiu joacă bine. Murgia. Murgia! Pada lui Cucer. Recuperează repede Sibini. Momente foarte bune ale echipei lui Marius Măldărășanu. Și așa conservi un rezultat. Încercând să pui probleme, ținându-ți adversarul în imposibilitatea de a reacționa după ce a primit gol. Faultul lui Fabri, după 7-8 minute în care UTA a început foarte entuziast, foarte ofensiv, iată, Sibiul conduce ostilitățile de vreo 10 minute. Murgia pentru Găman. Faultul asupra lui Gabi Iancu. Îl ceartă Bogdan Dumitrache pe Conte, apoi aici a fost fault. A fost faultul lui Vulturar. Centrarea lui Opruț, de data asta prea tare. Faultul lui Găman. Fabri pregătește șutul. Fabri nu reușește să prindă Căbuz, însă este o intervenție esențială. O intervenție esențială lui Opruț.
Șut foarte bun și deviat de aici, scăparea lui Căbuz. Foarte bun șutul lui Fabri și prima reacție cu adevărat consistentă după ce Uta a primit gol. Lovitură de la colț, la bara a doua este Conte, recentrează Omondi. Departe de tot. Încă o dată, nici nu știu dacă s-a lovit foarte tare Iancu. Încă o dată faza penaltiului, nu mai revine însă asupra ei. Să spunem doar că a fost un penalti foarte, foarte ușor acordat. Murgia. Dejan. Foarte bine a urmărit Benga. Lucasen nu reușește să-l blocheze. Bejan trece Lucasen și pe lângă și pe deasupra, dacă e cazul, pe deasupra adversarilor. Există și Omondi și reușește să recupereze, iată, din piciorul lui Murgia. Vine și centrarea, respinge însă Găman cu același calm de care vorbeam mai devreme. Conte pentru Benga. Căpușă. Avansează și Benga. Nikovski, Fabri. Evită elegant doi adversari. Pasa pentru Nikovski. Continuarea cu João Pedro. Omondi îi lasă până la urma lui Căpușă. Vine centrarea lui Căpușă. Respinge Butean. Trif șutează din prima. Blocat. Momente bune și pentru Uta acum. Paraschiv cade imediat cum simte mâna adversarului. João Pedro nervos, pentru că și-a dat și el seama ce a făcut Paraschiv. Și galben pentru că a dat în minge după arbitru. Da, ăsta nu e fault în primul rând. Ăsta nu e fault niciodată. Nu poți să dai fault la așa ceva. Nici la basket nu se dă. Nici la basket nu se dă fault după o atingere așa cât să ia o scamă de pe tricou. Bine, galbenul e meritat pentru că João Pedro a dat în minge după fluierul arbitru. Maniera de arbitraj este deranjantă pentru, cred, ambele părți. Mai mult pentru Uta, pentru că a fost acel penalti, dar... Minnesota. Bejan. Vulturar. Trimite în afara terenului. Repune Raul Opruț. Suntem în ultimul minut din prima repriză, însă probabil vom avea vreo 3 suplimentare. Stoica greșește pasa. Pătrunde Nikovski, își prelungește mingea, se duce Lucasen pe culoar. Nikovski, previzibil totuși pas. Vine pe mingea a doua João Pedro. Căpușă. Trif.
Două minute suplimentare pentru această primă parte. Omondi nu se înțelege cu Lucasen. Faultul asupra lui Murgia, se lasă avantaj, dar pleacă Iani Stoica și pierde avantajul Hermannstadt. Iani Stoica, un băiat cu un potențial extraordinar, dar cred că mai are puțin de lucrat la capitolul poziționare. Și spuneam, asta înseamnă și să schimbe așa echipa în timpul sezonului. E greu până te integrezi într-un colectiv, mai ales ca cel de la Hermannstadt, unde sunt foarte mulți jucători care joacă împreună încă de când echipa era în Liga secundă. Șutul lui Vulturar, Căbuz, iar îi fuge puțin mingea. Da, sunt mici grele, oricum nu sunt de judecat portarii care prind în doi timpi. Fabri. Căpușă, Nikovski la bara a doua, urmărește acolo Butean, nu reușește decât să-i miște puțin mingea, dar îndeajuns încât să scape de un adversar incomod. Ultima fază a acestei prime reprize, atacul arădenilor, centrare respinsă de Bejan, fără greșeală fundașii centrale ai Sibiului. Minosota, Iani Stoica, din nou Minosota pentru Paraschiv. Vine și Murgia, iese din nou foarte frumos Sibiul din propria jumătate. Centrarea lui Butean, ajunge acolo Iani Stoica, dar nu unde a ajuns de bine și este final de primă repriză, 0-1 după primele 45 de minute în confruntarea dintre UTA și Hermannstadt, a marcat din penalti Daniel Paraschiv. Rămâneți cu noi, revenim cu partea a doua în mai puțin de un sfert de oră. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to.
shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, now I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
face. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I I won't look back ever again. Yeah, it
You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the patient lasts. If you can move on and pass the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before, and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of Casen și Claudiu Micovski. De partea cealaltă, Cătălin Căbuz în poartă, Mihai Butean, Valerica Găman, Ionuț Stoica din minutul 46 și Raul Opruț. La mijloc, Silviu Balaure, Alessandro Murgia, Mino Sota și Ianis Stoica. În atac, Gabi Iancu și Daniel Paraschin. Brigada de arbitri condusă la centru de Bogdan Dumitrache. Se vedem însă acest prim atac al Sibiului și este gol! Gol al lui Paraschiv, dublă și gol marcat după doar 23 de secunde de la startul părții a doua din această confruntare.
Balaure face cel mai mult din această fază, o centrare pe care Benga nu o respinge adecvat, să spunem, surprins puțin în față. Benga vine Paraschiv, bine, Benga stătea acolo probabil și cumva să nu să-l scoate în offside pe Paraschiv în eventualitatea în care era acolo la finalizare. O deviere însă care îl ajută foarte mult pe Daniel Paraschiv. Dubla așadar a lui Paraschiv. Uta, spuneam, a fost bătută ultima dată de Sibiu aici la Arad, tot după o dublă atunci a lui Baba Al-Hassan. Așadar, practic, Uta începe de la 0-2 această repriză a doua. Începusem să vă reamintesc și brigada de arbitri, Bogdan Dumitrache la centru. Dar iată, nu mă lasă jocul, încă un șut la cealaltă poartă, Fabri. Însă minge ușoară pentru Căbuz, asta a fost problema Utei, nu neapărat că și-a creat mai puține ocazii decât Hermannstadt, dar finalizările au fost mult mai simple pentru portarul Sibiului decât pentru cel al Arădenilor. Paraschiv ajunge la 10 goluri marcate în această stagiune, în sezonul trecut a marcat de 14 ori. Bun, Bogdan Dumitrache la centru, Mihaiță Necula și Cosmin Vătămanu la cele două tușe, Horațiu Feșnic la VAR, ajutat acolo de Cristina Trandafir, George Roman este arbitrul de rezervă, observatorul de joc Romulus Gabor, observatorul de arbitri Teodora Albon. Trif pentru João Pedro, avertizat, singurul jucător avertizat cu cartonaș galben în prima repriză. Stoica, Iancu, Opruț, Iancu, Iani Stoica, prelungește până la Murgia, din nou foarte avansat Murgia. Cred că asta a surprins foarte mult adversarea, faptul că Murgia a venit mereu în plus, a creat avantaj aproape la fiecare atac al Sibiului. Gol! Gol Paraschiv, hat-trick! La 3 minute după ce a dublat avantajul Sibiului, Hermannstadt, iată, face 3-0 prin același Daniel Paraschiv. Centrarea îi aparține lui Butean, ce centrare de calitate dă și Butean, de pe loc Paraschiv reușește să reia imparabil pentru Cucer. Cu doi adversari lângă el, însă centrarea face foarte mult din acest gol. Paraschiv înscrie de 3 ori, dar la primul gol e un penalty obținut de Iancu după o lovitură liberă obținută de Murgia. La al doilea gol are mare noroc la centrarea lui Balaure. Iar la al treilea gol beneficiază de o centrare de mare calitate a lui Mihai Butean. S-a trecut repede peste și la VAR. N-avea ce să se schimbe. 11 goluri marcate în acest moment de Daniel Paraschiv. Paraschiv nu mai marcase din 2 martie, de la victoria lui Hermannstadt cu 4-1 în fața Oțelului.
Ar fi prima înfrângere pe teren propriu pentru UTA în ultimele 10 etape. Ultima dată când arădenii au pierdut, tocmai în 13 noiembrie, în partida cu oțelul. În timp ce pentru Hermannstadt ar fi prima victorie în deplasare după numai puțin de 15 etape. Atenție, Hermannstadt a câștigat ultima dată în deplasare la Iași pe 23 iulie. Mai avea puțin și se termina campionatul și Sibiul rămânea cu o singură victorie în deplasare. Două schimbări făcute de Mircea Rednic, Imoch, Ezechiel și Marcelo Freitas, pregătiți la margine. Iese Fabri, Fabri mi s-a părut că a jucat foarte bine. Nu știu dacă în situația de față e chiar cea mai inspirată înlocuire. În fine, totuși iese un mijlocaș și intră un atacant. Și schimbare post pe post între João Pedro și Marcelo Freitas. Cinci minute de coșmar pentru arădeni în startul acestei reprize secunde. 5 minute de vis pentru Hermannstadt. Centrarea lui Mikovski. Minge respinsă până la căpușă. Retrimite în careu. Prea departe însă de Lucasen. Mikovski. Intervenția lui Iani Stoica și cred că e mingea Sibiului. Nu. S-a părut că l-a atins mingea pe Mikovski. Lovit, cred că Paraschiv este acolo. Cred că Paraschiv este acolo. Nu e cazul să-l bănuim că trage de timp. Nu e genul. Revedem golurile care spun eu în mare, mare parte închid acest meci, deși încă suntem în debutul reprizei secunde. Două goluri marcate de Paraschi. Ce bine vine și la scurt și la lung. Paraschi, jucător care va împlini peste doar mai puțin de două săptămâni, 25 de ani în care toată cariera în față. Iese din apărare Găman. Încearcă să-l lanseze pe Balaure. Vine tare Benga în fața lui. Balaure ajunge primul. Murgea. Paraschiv, Murgea, plecase însă pe un alt culoar, Iani Stoica. Căpușă. Marcelo Freitas. Benga. Vulturar. Recuperarea lui Minosota. Este faultat. Cred că însă putea să lase și avantaj centralul confruntării. În general tot la echipa sibiană. Și iată ce interesant este clasamentul acum în play-out, pentru că eu cred că după această etapă a patra din play-out se cam separă lucrurile, se cam
Cernesita, vor fi patru echipe, poate, poate și Petrolul, dar depinde foarte mult ce se întâmplă în această rundă. Dar după această rundă, în mod normal, vor rămâne patru sau cinci echipe pe, pentru aceste prime două poziții la distanță foarte mică, urmând ca de la locul 6, 7, 8, 9 și 10 să se lupte pentru evitarea retrogradării și locurile de baraj. Oh, ce pasă! Ce pasă frumoasă! Continuarea lui Mikovski este însă blocată. Scos bine Vulturar acolo în lateral. Lovitura liberă pentru Arăden. UTA va juca etapa următoare în deplasare la Petrolul, apoi va reveni aici pe arena Francis Neumann după doar 3 zile, pentru că va fi etapă intermediară după următoarea rundă și va juca împotriva Oțelului. Execută Mikovski. Direct spre poartă, protejat însă bine acolo Căbuza, a respins Ionut Stoica. Marcelo pierde în fața lui Murgia. Murgia se complică puțin, scapă în afara terenului. Vulturar. Căpușă. Centrare la bara a doua. Apare Omondi, destul de izolat, trimite în centru pentru Marcelo. Patru jucători așteaptă centrarea. Marcelo îl preferă pe Vulturar, n-are însă poziția ideală pentru șut. Trimite Căpușă în careu. Poziționare bună a lui Omondi, dar un pic indecis. Vorbeam de programul arădenilor. Hermannstadt va juca acasă două partide după această confruntare, una cu Botoșan, cealaltă cu Petrolul, apoi după alte trei zile deplasare cu Oțelul. Oțelul care are un program absolut infernal, joacă semifinală cu Cluj, joacă apoi în campionat cu Cluj, apoi cu UTA și cu Hermannstadt. Practic, principalele contracandidate la primele locuri din play-out. Da, Iani Stoica vede cartonașul galben, cred că a dat în tot la fel, pentru că a dat în minge. Deci două galbene luate pentru reacție. João Pedro a avertizat și el în prima repriză. Omondi trece, Omondi este atins de Balaure, care nu mai poate opri decât prin fault. Dar UTA are nevoie de un gol repede, altfel nu va mai conta în acest meci. Este una dintre cele mai convingătoare prestații, în schimb, ale lui Hermannstadt de până acum. Pase rapide, goluri marcate, sau mai bine spus, goluri create foarte bine. Ultima jumătate de oră. Marcelo de Freitas se pregătește să execute. Thank you.
Șut însă dezamăgitor. Prea mult a băgat piciorul sub această minge. Foarte rapidă din nou tranziția sibienilor, recuperarea lui Ianis Stoica. Vitean, puțin cam scurt pentru Balaur, intră tare Trif. Aruncare de la margine pentru Hermannstadt. Da, și mă uitam acum pe cariera lui Paraschiv, este primul hat-trick din carieră. Are câteva duble, dar niciodată nu a marcat 3 goluri într-un meci. Repune Trif de la margine. Gestionează simplu defensiva lui Hermannstadt. Omondi avansează, Omondi centrează, Lucas nu reușește, de Viera, gol! Gol marcat de Mikovski! UTA revine joc, 1-3 și mai avem o jumătate de oră din această partidă. Primul moment de derută în defensiva Sibiului, pedepsit aspru. Lucas nu face nimic, nu deviază Găman nici atât. Se ajunge această minge la Mikovski după ce doi jucători sar peste balon. Așezați-vă confortabil în fața televizoarelor pentru că ceva îmi spune că vom avea un meci foarte, foarte bun în continuare. 1-3. Vă aduceți aminte cu siguranță meciul cu Voluntariul, nu? Și a avut și Sibiul vreo câteva isprăvi în sezonul ăsta de genul acesta. Lovitură liberă! Să iau puțin la harță și câțiva jucători în fața lui Căbuz. Vedem și ce s-a întâmplat acolo. Centrare la prima bară și cerhență jucătorii arădeni.
Ia să vedem. Se verifică la VAR. Se verifică la VAR dacă a fost hands. Se verifică la VAR dacă a fost hands. Brațul e depărtat, dar în primul rând nu pot să-mi dau seama dacă e în careu. Da, nu se dă. Și mie mi s-a părut că în primul rând era în afara careului. Brațul într-adevăr puțin depărtat, dar s-a ferit acolo. Minutul 68, centrare la bara a doua, recentrare a lui Conte, iese Căbuz, respinge și apoi degajează Valeri Căgăman. Ia să vedem aici ce s-a mai întâmplat. Probabil Iancu a lovit cu brațul. E cam intenționat și e cam fără minge. E măcar de galben. Centrare la marginea careului de 16 metri. Hermannstadt cam înghesuit în ultimele 5-10 minute. Dar sunt convins că are pregătită arma contraatacului. Mikovski trimite în centru, Benga rămăsese acolo de la corner. Conte. Aruncare de la margine pentru Arădeni. Continuarea lui Lucasen. Oh, și ce bine vine mingea lui Omondi. Încă o preluare ca să intre unde sunt mai mulți. Asta e când n-ai siguranță, când nu ești stăpân pe tine. Aici se vede la astfel de faze. Mie mi se pare că un atacant care are încredere în el și în calitățile sale dă minge cum îi vine. Și a făcut preluarea în interior și s-a întâlnit dintr-o dată cu trei adversari care erau scoși din joc. Era inutil acel dribling. Da, vedem asta destul de des în campionatul nostru. Iancu, deposedat de Benga. Iese din defensivă. Marcelo de Freitas, intrarea lui Minosota, fault. Se bate repede. Imoch, Ezechiel. Centrare, Mikovski sare pe lângă minge. Ce șansă are UTA. În lumea You and Unibet, jucătorii au cele mai tari tooluri. Pentru mai multă distracție împreună, fiecare cu cel mai bun joc al său. Unibet, de la jucătorii pentru jucători. Da, două șanse în doar 2-3 minute. Omondi total neinspirat cu toată poarta în față și Mikovski, cel care sare peste minge la această centrare de altfel ideală. Bun meci. Opruț, blocat de... de Omondi. Marcelo de Freitas. Mikovski, Lucasen.
Vine din spate și Trif. Pătrunde, îi pasează apoi lui Freitas. Este a noua confruntare dintre cele două echipe în prima ligă din România. Au fost până acum doar două victorii ale Arădenilor, 3 rezultate de egalitate și 3 victorii ale lui Hermannstadt. Gol averaj echilibrat, 7 goluri marcate de fiecare. Dintre cele 3 victorii ale Sibiului, 2 au fost pe terenul Arădenilor. Mai puțin de 20 de minute până la final. Lucasen. Omondi. Marcelo. Are 2 schimbări pregătite deja Marius Moldărășanu. Și îl pregătește și Mircea Rednic pe Tudorie, în timp ce la Sibiu vor intra Iancu și Biceanu. Iese Ianis Stoica și intră Iancu probabil pe postul său de aripă stânga. Și Biceanu în locul lui Iancu, deci rămâne cu un singur vârf Hermannstadt, trece la 4-2-3-1 Marius Moldărășanu. Ba, de fapt la un 4-1-4-1, cred. Dacă rămâne, nu, acum indică Biceanu. Așezarea, noua așezare, Murgia întreabă unde să stea. Da, e 4-2-3-1. Dublă schimbare până la urmă și la UTA. Iese Lucasen, intră Tudorie. Și de asemenea va intra și Diogo Rodriguez, probabil este înlocuit. Nu e Trif, e Căpușă. Interesant, rămâne Trif în teren, iar Diogo Rodriguez va trece în flancul drept al apărării arădenilor. Încă nu și-au pierdut speranțele copiii din tribune. Timpul se cam scurge în favoarea Sibiului, spuneam, fără victorie din iulie în deplasare, UTA fără înfrângere acasă din noiembrie. Trif. Intervenția lui Găman. Foarte bună recuperarea lui Trif. Marcelo de Freitas, dar n-are pe nimeni în centru. Static și Trif și pasa puțin cam scurtă. Paraschiv este cel mai avansat jucător, nu mai are cu cine să joace. Iar Marius Moldărășanu pe marginele cere jucătorilor săi să iasă la pressing. Centrarea lui Diogo Rodriguez. Recuperează Marcelo Freitas. Rodriguez. Centrează pe jos Tudorie, cu spatele la poartă. Tudorie se întoarce, încearcă apoi și el o continuare. Vine din spate Conte. UTA presează și mai mult. Vine centrarea.
Respinge Butean. Deposedat Balaure. Vulturar. Conte. Diogo Rodriguez. Omondi. Oh. No comment. Încă vreo trei porți peste ce a pusă și tot peste poartă era. Minutul 77. Pasă înapoi până la Kucher, degajează portarul ucrainean. Imoc, Ezechiel, pe casă, însă pe un alt culoar, Tudorie. Cred că va mai fi o schimbare la UTA. Opruț. Iancu. Iancu a fost și jucătorul celor de la UTA. În gen care pentru Tudorie nu mai ajunge. Vorbeam de Dragoș Iancu, fotbalist care a evoluat, nu, îmi cer scuze, n-a fost la UTA, a fost la Gaz Metan. Intră Iancu, iese Vulturar și intră Rareș Pop. Și ascultați reacția publicului. Evident, e cel mai apreciat jucător, mai ales de către copii, pentru că și el la rândul său e un copil arădean. Mai are de stat încă 4 etape, apoi va lua în piept marile provocări de fotbalist cu adevărat în București, la Rapid, un Puști care își va da și bacul între timp. Cu echipierii săi, acolo este Imoc, Ezechiel, respinge însă Găman. Balaure. Minosota. Paraschiv. Balaure. Oh, ce frumos continuă cu Murgia. Un moment de respiro pentru defensiva Sibiului. Benga. Paraschiv. Diogo Rodriguez. Nikovski. Linge lungă, iese Căbuz, e și cred fault în atac. Căbuz va mai
profita puțin de aceste secunde. Oricum va mai fi și o schimbare la Hermannstadt. Va intra și Neguț. Omondi, Diogo Rodriguez are puțin timp, centrarea la bara a doua, sare și Rareș pe peste minge. E ceva în zona aia a terenului. Benga. Marcelo pentru Trif. Centrare însă complet ratată. Schimbat Daniel Paraschiv, eroul acestei partide și probabil eroul etapei. După cele trei goluri marcate aici la Arad, va lua și mingea acasă. Așa e tradiția. Repet, primul hat-trick din carieră, dar ce înseamnă să ai și echipă. Spuneam, primul gol dintr-un penalti obținut de Iancu după o lovitură liberă obținută de Murgia. Al doilea gol vine de la acțiunea foarte bună a lui Balaure, care a și recuperat din piciorul adversarului. Și vine și acest gol din al treilea gol din centrarea superbă a lui Butean. Și Uta scapă pe contraatac acum. Mikovski dă repede drumul la minge până la Rareș Pop. Pop în duel cu Biceanu. Tacklingul lui Biceanu este margine pentru Uta. Repune repede Pop. Trif pentru Marcelo. Centrarea lui Omondi în primul om. Neguț e fresh și se vede asta, largă mai mult. Conte. Pentru Marcelo. Respinge Ionuț Stoica, pasa pentru Imoch Ezechiel, însă nu s-a mișcat deloc, s-a mișcat doar în momentul în care a primit acea pasă. Murgia. Imoch, Ezechiel, Diogo Rodriguez avansează, reușește încă o centrare, Tudorie, iese Cămuz, nu reușește să rețină, dar nici nu profită nimeni de la UTA. Faza este însă oprită din nou. Da, nu e nimic, credeam că se va verifica ceva la VAR, dar n-avea ce... a fost offside, da. Trif
Are câțiva cârcei. Benga. Minge lungă, Tudorie n-a câștigat până acum niciun duel cu Găman. Găman imperial în centrul defensivei Sibiului, cu excepția acelui luft de la golul lui Mikovski. Lovitura liberă pentru Hermannstadt. Bate Balaure, Minosota prelungește, vine însă prea târziu. Păi se vede că nu mai e Paraschiv. Paraschiv era acolo cu latul în față, sunt convins. Sincer, mi se pare că astăzi a făcut diferența, mă rog, pe lângă penaltiul da, de Dumitrache, așa, diferența a făcut o calitate individuală în ultima treime. Uta a avut, nu cred că a avut mai puține situații, ba cred că a avut chiar un pic mai multe. Da, uitați-vă cum a finalizat Paraschiv, cum a apărut în fața porții și cum au făcut-o Omondi, Mikovski sau Pop ceva mai devreme, care au sărit peste minge, deci cam aici cred că s-a făcut diferența. Lucas în bun, eficient, dar fără realizări. Omondi cu vreo 2-3 situații, dar finalizate foarte rău. În timp ce Sibiul ce a avut, a finalizat cum trebuie, inclusiv centrare de calitate a lui Butean. În rest, nu prea poți să le deosebești pe cele două, de altfel și în clasament. În momentul ăsta sunt la egalitate. Da, și copiii încep să plece aici. Aș da eu un cartonaș galben profesorilor, învățătorilor și celor care însoțesc copiii. Rămâneți pentru că vor mai fi vreo 4-5 minute suplimentare. Dacă învățați copiii să plece așa când echipa este condusă, nu-i învățați bine. Copiii trebuie să rămână, să aplaude echipa pentru eforturi. Nu suntem suporter de rezultat. Dacă sunt suporter de rezultat, îți pierzi un pic esența. Asta așa, ca o paranteză. E urât să vezi când o echipă totuși pierde pe teren propriu și pleacă suporterii de prin minutul 88. 89. Am mai văzut eu meciuri în care echipa care juca acasă era condusă și a reușit și să revină în minutele astea de prelungire, inclusiv UTA cu voluntariul, mi-aduc aminte perfect. Și apoi se cățărau toți pe garduri sau încercau să pătrundă înapoi pe stadion să vadă și ei golul. Deci se poate, în fotbal se poate orice. Nu e bine. Nu e bine să pleci decât când se termină meciul. Ba chiar ar trebui să mai stai puțin și după ce se fluieră de final. Dacă ești suporter, dacă ești spectator, sigur, te înghesui să nu prinzi apoi înghesuială la, adică ieși ca să nu prinzi înghesuială la locurile de parcare. Omondi centrează, Imoch Ezechiel sare bine, blochează Găman, doi jucători de la Sibiu se ciocnesc, Bogdan Dumitrache întrerupe jocul.
cred că sunt ambii fundași centrali, Găman și Ionuț Stoica. 5 minute suplimentare între timp arătate de la margine. Cam urât să lovesc, mai ales Găman, ia să vedem. Ah. Deci Găman îl lovește pe Ezechiel și Ezechiel din inerție lovește pe Stoica. Stoica își revine repede, dar cred că Găman și-a spart capul. No. E tare și Găman. Dari Goman, care spuneam, a anunțat vestiarul că este ultimul meci al său la Sibiu. Iată, coincide și cu prima victorie în deplasare din iulie încoace. Benga respinge Găman, între timp a intrat și Oroian, pleacă, însă pasa nu vine deloc inspirat. Benga. Înge respinsă în afara terenului. Sibiul rămâne în ofensivă și pare că își conservă avantajul fără probleme în acest final de partidă. Inosota, pleacă Murgia, Iancu, Liceanu, Oroian, Butean se eliberează pentru centrare, însă preferă să țină ceva mai mult în minge. Iată cu câtă lejeritate pasează Sibiul, pătrunde Neguț, Murgia! Vine din spate însă Omondi. Lovitură de la colț pentru Hermannstadt și cred că UTA nu va mai avea când să mai revină în ofensivă. Recuperarea lui Biceanu. Dar copiii continuă să strige, continuă să încurajeze cei care au rămas. Neguț. Marcelo de Freitas pentru Rareș Pop, urmează șutul! Respinge Stoica, recuperează Ezechiel, șanse de gol acum pentru Tudorie. Wow, ce șut slab! Ce șut moale dintr-o poziție ideală. Pentru un mijlocaș sau un atacant poate că mai era de înțeles, dar pentru un mijlocaș sau un fundaș, îmi cer scuze, dar pentru atacant să șuteze așa. Da, neinspirați atacanții UTE în această seară. Hermannstadt câștigă așadar la Arad 3 puncte care o propulsează pe echipa lui Marius Măldărășanu pe prima poziție în acest play-out, însă primele 4 clasate sunt despărțite în acest moment de un singur punct și va fi o dispută la cum arată lucrurile până în ultima rundă pentru primele 2 poziții
din acest mini campionat de la locul 7 în jos. Bineînțeles, vor fi și reacții de aici de la Arad. Mădălin Negoiță vă mulțumește pentru atenție. O seară cât mai frumoasă în continuare.